Ați auzit de electroroșia? Dacă nu, aflați că este fructul viitorului potrivit horticultorilor. Are un gust plăcut, este aromată și de un roșu aprins care îți fură privirea. Nu are nevoie de foarte multă apă și nici de lumină la capacitate maximă pentru a ajunge la maturitate. În schimb, este conectată non-stop la stimuli electrici. O astfel de roșie a fost concepută în serele Universității de Agronomie din Iași. Aici utilizăm curentul electric aplicat în plantă, utilizând o spirală înfășurată în jurul tulpinii plantei. Aplicăm un curent de slabă intensitate. 30 de răsaduri de roșii sunt atent îngrijite într-una dintre serele Universității de Științele Vieții, Ion Ionescu de la Brad, din Iași. Conectate în permanență la o sursă de curent electric, plantele au crescut mult mai repede, iar fructul obținut este copt de un roșu aprins. La exact 2 luni de când plantele au fost conectate la energie electrică, cercetătorii au cules primele 23 de kilograme. Mare peste 300 de grame. E dulce, e foarte bună. Este roșie, este coaptă. Specialiștii spun că fluxul de curent electric care face ca roșia să se coacă favorizează absorpția mineralelor din sol, iar fructul se dezvoltă fără să fie atacat de paraziți. Un alt avantaj este acela că, prin acest stimul artificial, dar nepericulos de creștere, pe un răsad se dezvoltă mai multe fructe decât pe o plantă sădită direct în pământ, sub cerul liber, sau într-o seră. Costurile de producție sunt diminuate, cu până la 70%, spun cercetătorii din Iași. Datorită faptului că se utilizează curentul electric continuu la intensități mici, nu facem altceva decât să stimulăm această activitate a hormonilor naturale din creștere. Evităm 100% utilizarea hormonilor artificiali. Odată instalat sistemul, poate fi utilizat pe tot parcursul anului. Curentul electric ajunge la plantă direct prin tulpină. În același timp, planta are nevoie zilnic de cel puțin 30 de mililitri de apă pentru ca solul să rămână umed. Prin utilizarea curentului electric există un potențial de stimulare al plantelor, existând posibilitatea de a accelera capacitatea de producție prin dezvoltarea mai rapidă a plantei, înflorire, fructificare și maturarea fructelor ceva mai timpuriu. Deocamdată, roșiile nu au fost scoase la vânzare, dar prețul pentru un kilogram va fi asemănător cu cel al legumelor bio. Electroroșia este unicat pe piața din România. Studii asemănătoare se fac și în China. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.